Clubul copiilor este locul unde mulți elevi învață, ori își aprofundează câteva acțiuni pe care și le-au descoperit în timp. Profesori de calitate sunt, ca și material didactic. Partea negativă este faptul că instituția este într-o stare continuă de degradare. În unele locuri se poate observa deja cărămida de sub tencuială. Cu toate acestea, de când s-a clarificat situația juridică a clădirii, conducerea face toate demersurile pentru a accesa fondurile necesare. În sfârșit, clădirea clubului are șanse să fie renovată și restaurată, pentru că de mai mult de 9 ani această clădire necesita reparații. Noi am făcut demersuri și le facem în continuare la Palatul Copiilor din Târgu Mureș și la Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru a accesa fonduri și a începe în sfârșit o renovare consistentă a clădirii clubului. Banii nu sunt nici ei puțini. Dacă ați intrat să observați în unele porțiuni ale clădirii, tencuiala stă să cadă, orică structura a fost afectată din cauza intemperiilor. De notificat este faptul că de câțiva ani buni nu s-a investit aproape nimic în lucrări ample de reamenajare. Într-o evaluare inițială ar fi nevoie de 8 miliarde de lei vechi, dar este posibil că această sumă să fie insuficientă, pentru că începând de la acoperiș, clădirea necesită reparații foarte costisitoare și în același timp sunt de urgență maximă, pentru că clădirea se degradează continuu. În momentul în care fondurile vor fi obținute, imaginea instituției în care mulți copii se dezvoltă din mai multe puncte de vedere va fi ca nouă. Am luat legătura și cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, unde Dumitru Matei ne-a spus că va exista o deplasare săptămâna viitoare pentru a se evalua situația. Clubul copiilor este într-o stare avansată de degradare, așa cum se poate vedea. Singura soluție este o renovare completă a instituției în care mulți copii își dezvoltă pasiunile. Pentru Jurnal de Reghin, Vasile Cernea și Gal Botond.